Marcu, capitolul 6 Iisus a plecat de acolo și s-a dus în patria lui. Ucenicii lui au mers după el. Când a venit ziua sabatului, a început să învețe pe norod în sinagogă. Mulți, când îl auzeau, se mirau și ziceau, De unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Nu este acesta templarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose și al lui Iuda și al lui Simeon? Și nu sunt surorile lui aici, între noi? Și găseau o pricină de potignire în el. Dar Isus le-a zis, un proroc nu este disprețuit decât în patria lui, între rudelul lui și în casa lui. N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Și se mira de necredința lor. Isus străbătea satele din prejur și învăța pe norod. Atunci a chemat la sine pe cei 12 și a început să-i trimită doi câte doi, dându-le puterea asupra duhurilor necurate. Le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe drum decât un toiag și să n-aibă nici pâine, nici traistă, nici bani de aramă la brâu. Să se încalțe cu sandale și să nu se îmbrace cu două haine. Apoi le-a zis, în orice casă veți intra să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Și dacă în vreun loc nu vă vor primi și nu vă vor asculta, să plecați de acolo și să scuturați îndată praful de sub picioarele voastre, ca mărturie pentru ei. Adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru pământul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea. Ucenici au plecat și au propovăduit pocăința. Scoteau mulți dragi și ungeau cu un delem pe mulți bolnavi și îi vindecau. Împăratul Irod a auzit vorbindu-se despre Isus, al cărui nume ajunsese vestit, și a zis: Ioan Botezătorul a înviat din morți și de aceea lucrează aceste puteri prin el. Alții ziceau, este Ilie, iar alții ziceau, este un proroc ca unul din proroci. Dar Irod, când a auzit lucrul acesta, zicea, Ioan acela, căruia i-am tăiat capul, a înviat din morți. Căci Irod însuși trimisese să prindă pe Ioan și îl legase în temniță. Din pricina Iroideadei, fa nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă. Și Ioan zicea lui Irod, nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău. Irodiada avea necaz pe Ioan și voia să-l omoare, dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt. Îl locrutea și când îl auzea, de multe ori stătea în cumpână, nici din ce să, facă, și l asculta cu plăcere. Totuși a venit o zi cu bun prilej, când Irod își prăznuia ziua nașterii și a dat un ospăț boierilor săi, mai marilor oștiri și fruntașilor Galilei. Fata Irodiade a intrat la ospăț, a jucat și a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Împăratul a zis fetei, cere orice, orice vei vrea și îți voi da. Apoi a adăugat cu jurământ, orice îmi vei cere, îți voi da, fie și jumătate din împărăția mea. Fata a ieșit afară și a zis mamei sale, ce să cer? Și mama sa i-a răspuns, capul lui Ioan Botezătorul. Ea s-a grăbit să vină îndată la împărat și a făcut următoarea cerere. Vreau să-mi dai îndată, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul. Împăratul s-a întristat foarte mult, dar, din pricina jurămintelor sale și din pricina oaspeților, n-a vrut să zică nu. A trimis îndată un ostaș de pază cu porunca de a aduce capul lui Ioan, botezătorul. Ostașul de pază s-a dus și a tăiat capul lui Ioan în temniță. L-a adus pe o farfurie, l-a dat fetei și fata l-a dat mamei sale. Ucenicii lui Ioan, când au auzit lucrul acesta, au venit de ei, au ridicat trupul și l-au pus într-un mormânt. Apostolii s-au adunat la Isus și i-au spus tot ce făcuseră și tot ce învățaseră pe oameni. Iisus le-a zis: Veniți singur la o parte, într-un loc pustiu, și odihniți-vă puțin. Căci erau mulți care veneau și se duceau, și ei n-aveau vreme nici să mănânce. Au plecat, dar cu corabia, ca să se ducă într-un loc pustiu la o parte. Oamenii au văzut plecând și au cunoscut. Au alergat pe jos din toate cetățile și au venit înaintea lor în locul în care se duceau ei. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut mult norod și s-a făcut milă de ei pentru că ei erau ca niște oi care n-aveau păstor și a început să învețe multe lucruri. Fiindcă ziua era pe sfârșit, ucenicii s-au apropiat de el și i au zis, locul acesta este pustiu și ziua este spre sfârșit. Dă-le drumul să se ducă în cătunele și satele din prejur ca să-și cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca. Dați-le voi să mănânce, le-a răspuns Iisus. Dar ei i au zis, oare să ne ducem să cumpărăm pâini cu 200 de lei și să le dăm să mănânce? Și el i-a întrebat, câte pâine aveți? Duceți-vă de vedeți. S-au dus de au văzut câte pâini au și au răspuns, 5 și doi pești. Atunci le-a poruncit să-i așeze pe jos, cete, cete, pe iarba verde. Și au așezut-o jos în cete de câte o sută și de câte cincizeci. El a luat cele cinci pâini și cei doi pești și a ridicat ochii spre cer și a rostit bine binecuvântarea. Apoi a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor ca ei să le împartă în norodului. Asemenea și cei doi pești i-a împărțit la toți au mâncat toți și s-au săturat. Și au ridicat 12 coșuri de pline cu firmituri de pâine și cu ce mai rămăsese din pești. Cei ce mâncaseră pâinile erau 5.000 de bărbați. Îndată Isus a selit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de cealaltă parte, spre Betsaida. În timpul acesta, el avea să dea drumul noroadelor. După ce și-a luat rămas bun de la norod, s-a dus pe munte ca să se roage. Când s-a înserat, corabia era în mijlocul mării, iar Isus era singur pe țăr. A văzut pe ucenici că se necăjeau cu văslirea, căci vântul era împotrivă. Și, într-a la strajă din noapte, a mers la ei, umblând pe mare, și voia să treacă pe lângă ei. Când l-au văzut ei umblând pe mare, li s-a părut că este un lucă și au țipat. Pentru că toți l-au văzut și s-au înspăimântat. Isus a vorbit îndată cu ei și le-a zis, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Apoi s-a suit la ei în corabie și a stat vântul. Ei au rămas uimiți și înmărmuriți căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită. După ce au trecut marea, au venit în sinutul Genezaretului și au tras la mal. Când au ieșit din corabie, oamenii au cunoscut îndată pe Isus. Au alergat prin toate împrejurimile și au început să aducă pe bolnavi în paturi, pretutindeni pe unde se auzea că era el. Oriunde intra el, în sate, în cetăți sau în cătune, puneau pe bolnavi pe piețe și îl rugau să le dea voie doar să se atingă de poala hainei lui și toți cât se atingeau de el erau tămăduiți.